Este bine ca din toată inima cu toții împreună, care în această dimineață binecuvântată de Domnul, am ales să fim împreună la Casa lui Dumnezeu, să binecuvântăm pe Bunul Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt de acum și în veci și veci. Amin. Amin. Dacă în această dimineață am ales să fim prezența Casei lui Dumnezeu, suntem în locul acesta pentru că vrem ca odată cu toți împreună să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Căci Domnul Iisus a spus că și-a venit timpul când adevărat se plinător se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător vrea și Dumnezeu Tatăl. Suntem în locul acesta pentru că vrem să fim împreună, vrem să ne bucurăm cu cei care în această dimineață vor încheia legământul cu Domnul în apa botezului. Această zi este o zi importantă în viața lor. De fapt, este ziua cea mai importantă din viața lor. Este ziua în care ei fac legământ cu Domnul. Este ziua în care ei intră în familia lui Dumnezeu, familia Sfântă a lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care în această dimineață au ales să încheie legământul cu Domnul. Slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Amin. Este adevărat că Domnul Iisus a venit în lume pentru toți oamenii. Și vrea ca toți oamenii să ajungă mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. Dar adevărul este că în Împărăția lui Dumnezeu vor intra doar acei oameni care aleg de bună voie să le accepte pe Domnul Iisus în inima lor și în viața lor, aleg să crească o viață sfântă, o viață curată, acceptă să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim scris că într-o zi Domnul Iisus a dus în cetatea Ierihonului. Și acolo era un om cu numele Zacheu. Și omul acesta avea dorința ca să vadă pe Domnul Iisus. Dar nu putea să vadă din cauza mulțimii. Și atunci a ales Zacheu să se urce într-un copac, într-un dud, ca atunci când Domnul va trece prin fața lui, să poată vedea pe Domnul Iisus. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Iisus a ajuns în dreptul acelui copac, s-a oprit, s-a uitat la Zacheu și a spus aceste cuvinte. Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Domnul Iisus l-a chemat pe Zacheu pe nume. I-a spus Zacheu, pentru că atunci când Domnul Iisus te cheamă la mântuire, te cheamă să schimbi viața, te cheamă pe nume, te cheamă în mod personal. Și răspunsul trebuie să fie dat tot personal. Pentru că va veni o zi în care vom pleca pe pământul acesta și Domnul ne va judeca tot în mod personal. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna, când Dumnezeu a chemat pe oameni să schimbe viața, i-a chemat pe oameni la anumită slujbă, i-a chemat în mod personal, i-a chemat pe nume. Atunci când a chemat pe Avram, i-a spus Avrame. Când l-a chemat pe Moise, i-a spus Moise. Când l-a chemat pe Samuel, i-a spus Samuele. Când l-a chemat pe Apostol Pavel, l-a chemat pe nume. Pentru că Dumnezeu ne cheamă în mod personal, ne cheamă pe nume și răspunsul trebuie să fie dat tot în mod personal. De asemenea, chemarea la mântuire este o chemare urgentă. Cea mai mare boală de care suferă omul este amânarea. Oamenii spun, este adevărat, știu că trebuie să-mi schimb viața, știu că trebuie să vin la Domnul Iisus, să mă pocăiesc, dar spune nu acum, mai încolo. Peste câțiva ani, încă am de făcut ceva, încă am de rezolvat ceva. Și se întâmplă că toți aceia care amână pocăința, amână să schimbe viața, amână să accepte pe Domnul Iisus în inima lor și în viața lor, ajung să treacă din viața aceasta fără să cunoască pe Domnul Iisus Hristos, fără să-și mântuiască sufletul. Pentru că nimeni nu știe ziua când va pleca de pe pământul acesta. De asemenea, chemarea la pocăință, chemarea la mântuire este o chemare necesară. Problema mântuirii nu este o problemă secundară, opțională, se poate sau nu se poate, ci este o opțiune vitală. Fiecare om care se naște pe pământul acesta, se naște ca să-și mântuiască sufletul. Domnul Iisus, în Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune în Cuvântul Său, omule, s-a pus în față viața și moartea, alege viața. De asemenea, chemarea la mântuire este o chemare la binecuvântare. Când Dumnezeu ne cheamă la mântuire, nu ne cheamă să ne păcubească cu ceva, nu ne cheamă ca să ne strice viitorul, nu ne cheamă ca să ne încurce viața, și Domnul Iisus ne cheamă ca să ne dea adevărata binecuvântare. Și cea mai mare binecuvântare este aceea ca să devii un copil al lui Dumnezeu, să intri în familia lui Dumnezeu. În această dimineață, Domnul Iisus este în locul acesta. În această dimineață, Domnul Iisus vrea încă să intre în casa ta.
vrea să intre în viața ta. Dar Domnul Iisus nu obligă pe nimeni. Cuvântul Dumnezeu spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude ceva glasul meu, voi intra cu el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu astăzi, prin Domnul Iisus, este în locul acesta. Așa cum odată a trecut prin Ierihon, astăzi Domnul Iisus trece prin locul acesta. Și acolo unde se deschide casa, unde se deschide inima, Domnul Iisus va intra în locul acesta. Doresc să vă opresc aceste cuvinte, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei prezenți la casa Domnului, Domnul să binecuvinteze pe cei care astăzi vor încheia legământul cu Domnul la apa botezului, Domnul să le dea putere să-i intre de Duhul Sfânt, să-i dea putere să crească o viață sfântă, o viață curată, să lupte lupta cea sfântă și cu apocăinței, să umble pe calea Evangheliei, ca într-o zi cu toți împreună să putem ajunge mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu, slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului.